Bună, Dino și Dina! Nu-i așa că e o zi minunată de vară? De ce nu învârtim noi butonul să vedem cum ne vom distra astăzi? Hai să vedem unde se oprește! E coloana de numere! Ce urmează? O scoică! Mă întreb, unde? La plajă! Vom merge să învățăm numerele la plajă! Să mergem! Așa, Dino și Dina, n-ar trebui să învățăm numerele cu ajutorul unui joc? Ok! Vă provoc să găsiți un obiect care este doar unul singur. Vedeți ceva în jur? Acesta este un crab! Foarte bine! Dino, ai vrea să găsești două obiecte? Foarte bine, Dino! Sunt două șezlonguri! Unu, doi! Ai vrea să găsești acum trei obiecte? Foarte bine, Dina! Sunt trei găletușe! Una, două, trei! Mai vrei încă o încercare, Dino? Vrei să găsești acum patru obiecte? Foarte bine, Dino! Sunt patru scoici! Una, două, trei, patru! Foarte bine, Dino și Dina! V-ați descurcat excelent! Ar trebui să recapitulăm numerele! Un crab, două șezlonguri, trei găletușe, patru scoici! V-ați distrat învățând numerele? Minunat! Și știți ce mai sunt două obiecte în jur? Două înghețate pe băți! Ne vedem data viitoare! Bună, Dino! Ai vrea să te joci de abate ascunsele astăzi cu Dina? Minunat! Să începem atunci! Unde este Dina? Cred că ar trebui să arunci o privire în spatele acestui zid. Acolo era! Hai încă o dată! Știi cumva unde s-a ascuns Dino? Ai dreptate, s-ar putea să fie într-una din aceste cutii. Încearcă altă cutie. Foarte bine, Dino! Haide, Dina, să găsim alt loc în care să ne ascundem! Ai vreo idee, Dino? Hai să ne uităm mai aproape la acel container! Aici era! Haide, ultima dată! Oh, oh.
Aha. Unde e Dina? A? Bineînțeles! S-ar putea să fie Aha. într-unul din aceste tufișuri. Aha. Te-am găsit! Ne-am distrat super astăzi, prieteni! Ne vedem data viitoare! Pa, pa! Bună, Dino! Bună, Dina! Ce faceți? Papa? Ați vrea ca astăzi să învățăm ceva nou? Minunat! Atunci știți ce aveți de făcut? Hai să apăsăm butonul și să vedem despre ce vom învăța astăzi! Uite, este butonul de forme! Hai să vedem unde se oprește următoarea coloană! Vom merge la trenulețe! Mă întreb unde... Mergem să ne jucăm cu trenulețele în parc și să învățăm forme! Uite, dinozaurilor! Vom folosi telecomenzile pentru a ghida trenulețele! Cât de tare este! Hai să mergem în parc și să vedem ce forme putem învăța! Sunteți gata? Uite, dinozaurilor! Sunt două trenulețe, unul albastru și unul portocaliu, care se potrivesc cu telecomenzile voastre! Sunteți gata să facem prima formă dinozaurilor? Ok, Dino, de ce nu încep tu? Wow, perfect, Dino! Ai făcut un cerc! Să încercăm și altă formă? Ok, Dina, acum e rândul tău! Uite, este un triunghi! Dino, Dina, credeți că putem să mai facem încă o formă? Ok, dați-i bătaie! Ați făcut două pătrate, Dino și Dina! Foarte bine! Ați făcut trei forme astăzi! Vi le puteți aminti? Ai dreptate, Dina! Tu ai făcut un cerc, un triunghi și apoi două pătrate! Bună treabă ați făcut amândoi! Ne vedem data viitoare! Bună, Dino! Vrei să învârți butonul astăzi să vedem despre ce vom învăța? Hai să vedem! Vom merge să învățăm cum să facem gogoși! Și ca să învățăm cum să facem gogoșile, avem nevoie de câteva ingrediente. Se pare că le vom găti afară. Hai să mergem la terenul cu iarbă, Dino! Bună, Dino și Dina! Sper că astăzi vă este foame, băieți, pentru că vom învăța să facem gogoși! Hai să vedem câteva ingrediente! Hai să vedem dacă vom face niște gogoși perfecte! Prima dată, de ce avem nevoie, băieți? Bună idee, Dino! Să începem cu niște lapte cald! Vrei să-l torni tu în bol? Minunat! Acum avem nevoie să facem gogoșile dulci și gustoase! Aveți idei? Ai dreptate, Dina! Zahăr! Hai să-l punem în bol!
cred că este de ajuns. Acum, avem nevoie de ceva produs de găini. Cred că știu ce. Aveți dreptate. Ouă. Hai să luăm două dintre ele. Dino, tu poți ajuta? Nu, Dino. Trebuie prima dată să spargem ouăle. Prima dată le lovești ușor de marginea bolului și apoi le punem în bol. Ai grijă să nu dai pe lângă. Avem nevoie de două ouă. Deci, de câte mai avem nevoie? Încă unul, corect. Pentru că 1 plus 1 egal 2. În final, trebuie să amestecăm tot conținutul ca să putem să dăm formă gogoșilor. De ce mai avem nevoie? Aveți dreptate! Hai să adăugăm niște făină! A, nu te îngrijora, Dina! Se întâmplă și lucruri din astea atunci când gătești. Perfect! Acum trebuie să amestecăm toate ingredientele, apoi să facem forma gogoșilor și să le gătim în ulei încins. Avem nevoie să mergem în bucătărie, așa că ne vedem în curând cu rezultatul final, băieți! Acestea arată foarte bine! Haideți să vedem câte am făcut! Una, două, 3, 4, 5. Ați făcut 5 gogoși perfecte, băieți. Și acum urmează cea mai tare parte. Care este aceasta? Aveți dreptate. E timpul să mâncăm gogoșile. Sunt foarte bune. Acum știți să faceți gogoși, băieți. Ne vedem data viitoare. Bună, Dino. Bună, Dina. Ce zi frumoasă cu zăpadă! Ați vrea să învățăm ceva nou astăzi? Poate ceva ce are legătură cu Crăciunul? Minunat! Atunci, iată ce vom face! Hai să apăsăm butonul și să vedem ce vom învăța astăzi! Uite! Este butonul cu numere! Să vedem unde se oprește următoarea coloană. Uite, este un tren! Mă întreb, unde ne va duce astăzi? Uite, dinozaurilor! Este un pom de Crăciun! Vom merge să căutăm obiecte de Crăciun în tren și să învățăm cum să numărăm! Minunat! Auziți trenul cum vine? Trenul este aici! Hai să sărim, dinozaurilor, și să învățăm să numărăm! Dina, ce ai văzut? Ai dreptate! Este o budincă de Crăciun! Bravo, Dina! Ai găsit primul nostru obiect de Crăciun! Ce mai vezi, Dino? Wow, Dino! Ai găsit un cadou de Crăciun! Acesta este al doilea obiect de Crăciun! Ai găsit încă unul, Dina! Este un pom de Crăciun! Și este al treilea obiect de Crăciun! Ar trebui să mai căutăm și alte obiecte de Crăciun, dinozaurilor! Ce-i acolo, Dino? Crezi că vezi un obiect, dar nu ești sigur ce este? Hai să mergem un pic mai aproape și să ne uităm împreună! Bună treabă, dinozaurii! Ați lucrat perfect! Este un curcan de Crăciun! Este al patrulea obiect de Crăciun! Acest curcan miroase delicios, nu-i așa, dinozaurilor? Ați vrea să încercăm? Haide, Dino și Dina! Meritați o recompensă!
Am avut o zi grozavă numărând obiectele de Crăciun în tren. Ne vedem data viitoare! Bună, Dino! Bună, Dina! Ce faceți? Oh, wow, Dina, este ziua ta! La mulți ani! Ai vrea să înveți ceva nou de ziua ta? Minunat, Dina! De ce nu apeși butonul să vedem ce putem învăța astăzi? Hai să vedem ce ne arată astăzi! Uite! Este butonul pentru forme! Hai să vedem unde se oprește următoarea coloană! Cred că vom avea o petrecere de ziua ta de naștere! Mă întreb unde... Wow, Dina! Vom avea o petrecere minunată! Vom merge să petrecem de ziua ta în parc și să învățăm formele! Minunat! Sună distractiv, dinozaurilor? Ok, minunat! Hai să mergem în parc! Întâi de toate să ne punem niște pălăriuțe pentru petrecere! Știți cumva ce formă au aceste pălăriuțe roșii? Ai dreptate, Dino, sunt în formă de con. Wow, amândoi arătați așa de cool. Ok, ce urmează? Ai dreptate, Dina, avem nevoie de mâncare pentru ziua ta de naștere. Știți cumva în ce formă este tăiată această brânză? Ai dreptate, Dina! Brânza este tăiată în formă de cuburi. Ok, Dino și Dina, mai avem de învățat o singură formă astăzi. Puteți să ghiciți care este? Uite, Dina, este un cadou pentru ziua ta de naștere! De ce nu-l deschizi să vedem ce formă are cadoul? Uite, Dina, este un discobol! Știi cumva care este forma lui? Ai dreptate, Dino, este în formă de sferă. Ziua ta de naștere a fost foarte tare, Dina. Poți acum să-ți amintești ce forme am învățat astăzi? Ai dreptate, Dina, am avut pălăriuțele în formă de con, brânza în formă de cuburi și discobolul în formă de sferă. La mulți ani, Dina, și bucură-te de petrecere! Ne vedem data viitoare! Bună, Dino! Ai vrea astăzi să învârți butonul să vedem despre ce vom învăța? Hai să vedem! Se apropie campionatul mondial de fotbal și noi trebuie să învățăm regulile jocului. Și suntem gata să ne pregătim acum cu o minge de fotbal, bineînțeles. A, aici nu e loc de niciun dubiu, trebuie să mergem pe terenul de fotbal. Hai să mergem, Dino! Salut, băieți! Ce minunată zi este afară! Ce vreți să faceți astăzi?
Oh, se apropie campionatul mondial de fotbal și vreți și voi să vă jucați? Dar știți cumva regulile meciului? Nici o problemă! Este foarte simplu. Hai să începem cu scopul principal al fotbalului. Obiectivul este să dăm gol, adică să introducem mingea în poarta adversarului. Pentru fiecare gol înscris, aveți un punct. Este simplu, nu-i așa? Atunci, hai să trecem la treabă și să vedem. Băieți, cred că este timpul să trecem la a doua regulă a jocului. Ai voie să lovești mingea doar cu piciorul și cu capul. Nu ai voie să pui mâna sau orice altceva. Așa că, de data asta, n-a fost gol, Dino. Nu e ușor să știi totul. Hai să încercăm încă o dată și să vedem dacă poți să înscrii un gol. Ia stați puțin pe loc voi doi. Cred că este timpul pentru a treia regulă. Nu aveți voie să loviți sau să vă faultați adversarul. Aveți voie să-l îndepărtați de minge, dar numai folosindu-vă de umăr. Și chiar și atunci trebuie să nu-l loviți prea tare. E foarte drăguț din partea voastră să spuneți "îmi pare rău". Dina, ce ai zice să repetăm regulile ca să fim cu toții siguri că le-ați înțeles? Așadar, ce trebuie să facem ca să obținem un punct? Aveți dreptate! Trebuie să introducem mingea în poarta adversarului. Și cu ce parte a corpului trebuie să atingeți mingea? Hai dreptate, Dina! Numai cu piciorul! De asta acest sport se numește fotbal în multe țări. De asemenea, poți să folosești și capul dacă vrei. Și cea mai importantă regulă, ce lucruri sunt interzise atunci când jucăm? Aveți dreptate, băieți! Nu ai voie să-ți împingi adversarul, poți să te joci cu el doar umăr la umăr. Cred că acum ați înțeles. Și în sfârșit, ca să jucăm după aceste reguli, trebuie să știm o regulă de aur. Știți care este aceasta? Se numește a fi un bun jucător. Să fii un gentleman pe teren. Ai dreptate, Dina, sau o bună jucătoare. Distrați-vă, băieți! Ne vedem data viitoare! Bună, Dino! Ai vrea să înveți și să te joci cu dominoul astăzi? Minunat! Atunci să începem! Uite, Dino, piesele de domino roșii au format litera A. Minunat! Hai să vedem ce alte forme mai găsim. Piesele de domino verzi au format litera B. Minunat! Să continuăm? Uite, Dino! Sunt piese de domino albastre. Uite, Dino, piesele de domino au format un norișor albastru. Minunat! Hai să vedem ce alte forme mai găsim. Vezi, Dino, sunt piese de domino galbene. Uite, Dino, piesele de domino au format un soare galben. Perfect, Dino! Ai găsit toate piesele de domino. Ai vrea să recapitulăm?
Litera roșie A. Litera verde B. Forma de norișor albastru. Forma de soare galben. Papadino. Ne vedem data viitoare!